Familia Antoci din Fălești, formată din 6 membri, locuiește de câteva zile într-o gospodărie din localitatea Valea Rusului, cumpărată de către Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Proprietatea, teren și spațiu de locuit are o suprafață totală de aproximativ 1500 de metri pătrați. Cele două căsuțe însumează 100 de metri pătrați. Slujba de sfințire a gospodăriei familiei Antoci a fost săvârșită de către preasfințitul părinte Antonie, episcopul de Bălți, împreună cu arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu. Sper că acești copii minunați o să-și aducă minte odată și poate că mergând odată în biserica satului sau la o slujbă să aprindă lumânare și pentru sănătatea noastră, să se roage și pentru noi, să ne ajute Maicuța Domnului să mai reușim împreună să mai ajutăm pe cei care n-au unde să-și plece capetele. Ați avut o mare binecuvântare la Dumnezeu. Mai rar să întâlnești ierarhul să fie prezent la sfințirea unei căsuțe. De Sfântul Nicolae a făcut o minune și de acum, de câteva zile, de o săptămână, de când deja casa aceasta este a dumneavoastră. Noi rămân doar să vă felicităm pe dumneavoastră, ne bucurăm împreună cu dumneavoastră și mulțumesc părintele, părintul Nicodim, care, așa cum am spus, poartă numele de botez tot Nicolae, pentru acest gest al lui de mărinimie, de dragoste. Și vreau să vă mărturisesc că nu este unicul gest. Nu știu dacă părintele, cred că nu o să ne zic el, dar eu știu de câteva case, câteva familii în România care au intrat în posesia deci unei case datorită sau cu sprijinul părintelui Nicodim. Slujba de binecuvântare a celor două case, care au fost foarte bine întreținute în ultimii ani, a marcat sfârșitul unui trai dus în condiții inumane al familiei Antoci și începutul unei vieți firești într-o gospodărie bine îngrijită. Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, că am și eu un cuibușor, să știu că e în eu și am sfins. Nu m-am așteptat la așa ceva, dar Dumnezeu e mai ajut milă de mine. Ați ajutat să avem ceea ce n-am putut să ne închipuim niciodată ca să avem. Ați ajutat să avem camera lor acasă, avem unde stă. Din partea familiei Antoci, mulțumesc. Noi nu am putut să ne închipuim ca să avem așa ceva, să avem așa niște condiții în care este un mod de trai. Nu este singurul gest de acest fel făcut de starețul mănăstirii Hadâmbu. La începutul acestui an, o altă familie nevoiasă a primit o casă.